faptul că ați dat curs invitației noastre la această conferință de presă. Suntem astăzi în fața dumneavoastră în măsură de a vă spune că Primăria Slatina, după prima dată după al doilea război mondial, este câștigată de un reprezentant al Partidului Național Liberal, domnul Mario Demețu. În ceea ce privește rezultatele pe județ, încă așteptăm. Sunt multe secții care încă nu sunt închise, sunt multe procese verbale nesemnate, sunt multe întâmpinări, contestații care trebuie soluționate. Așa că această conferință de presă se va axa strict pe rezultatele pentru care am primit certitudinea că sunt oficiale sau aproape 99% acestea, respectiv rezultatele alegerilor din Slatina. A fost o campanie extrem de dură, o campanie extrem de plină de încărcătură emoțională, o campanie care pe mine m-a pus pe gânduri în ceea ce privește violența multor actori implicați în acest proces. Unii dintre actori, nefiind parte a procesului electoral, ei trebuind să fie arbitrii, echidistanți, arbitrii care să se respecte și să-și respecte misiunea. Trebuie să vă spun că le mulțumim din toată inima cetățenilor municipiului Slatina, cetățenilor județului Olt. Este o mare responsabilitate pentru noi, este o mare responsabilitate pentru toată echipa care a stat în spatele candidatului nostru de la Slatina. Este, cred eu, din acest moment o responsabilitate la care noi trebuie să ne gândim foarte serios. Am văzut bucuria în ochii oamenilor, am primit nici nu mai știu câte mulțumiri din partea cetățenilor. De fapt, mulțumirile cred că ar trebui să le adresăm lor. Pentru că ei au votat, pentru că ei și-au dorit ca Slatina să fie în sfârșit eliberată. Eliberată nu de un om, ci de un sistem. Un sistem pe care dumneavoastră, cel puțin cei din presa locală, îl cunoașteți foarte bine. Un sistem care a făcut, putem spune, posibil această frumoasă victorie. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc din toată inima cetățenilor municipiului Slatina pentru acest gest frumos de a-și elibera orașul și asigur că nu-i vom dezamăgi. O să-l rog pe primarul ales al Slatinei să vă adreseze și dânsul câteva gânduri, după care așteptăm întrebările din partea dumneavoastră. Te rog, Mario. Mulțumesc frumos, domnule președinte, vă mulțumesc frumos, bună ziua, vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp să veniți la această conferință de presă. Diferența de scor dintre mine și Emil Moț arată că slătinenii au dorit această schimbare. Am câștigat cu aproape jumătate din voturile exprimate la o prezență record în Slatina. Acest lucru arată dorința de schimbare a slătinenilor, dar și acest lucru îmi dă mie legitimitate și reprezentativitate. Nu va putea nimeni niciodată să spună că am câștigat la limită și că nu reprezint voința slătinenilor. Le mulțumesc slătinenilor pentru faptul că au ieșit la vot, pentru faptul că mi-au acordat încrederea lor, indiferent de opțiunile politice pe care le-au avut pe celelalte buletine de vot. Pentru că, așa cum arată statistica, mulți, foarte mulți dintre slătinenii care pe celelalte buletine de vot au avut alte opțiuni politice,
la primărie, mi-au acordat mie votul și au avut încredere în mine. Am fost acuzat în această campanie și în cele 9 luni de mandat de prefect că sunt prea agresiv. Alegerile acestea au demonstrat că Slatina, dacă nu greșesc, este singura regiune din sudul Olteniei care a câștigat primăria. Ceea ce mie îmi spune că primăria municipiului reședință de județ. Ceea ce mie îmi spune că oamenii au avut nevoie de o voce care să spună ceea ce toți știau. Eu am devenit doar vocea oamenilor și faptul că oamenii au votat masiv cu adevărul spuselor mele arată că ei au crezut, au știut și au vrut să scape de o caracatiță mafiotă. Ar fi trebuit să fiți ieri cu mine pe stradă, să vedeți claxoanele de bucurie, să vedeți strângerile de mână, să vedeți semnul victoriei pe care oameni pe care nu-i cunosc, pe care nu i-am mai văzut poate, dar cu care sigur mă voi mai întâlni, mi-l arătau pe stradă. Acesta va deveni în următorii 4 ani salutul nostru, nu doar ca un semn al victoriei, ci ca un semn al eliberării. Pentru că orașul se simte eliberat. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând domnului președinte Gigel Știrbu pentru susținerea pe care mi-a acordat-o atât în cele 9 luni de mandat de prefect, cât și în campanie electorală. Au fost încercări și presiuni uriașe să fiu schimbat din poziția de prefect. Și probabil că dacă susținerea domnului președinte Știrbu nu ar fi fost atât de puternică, ar fi existat o șansă ca acest lucru să se întâmple. Vă amintiți că slugile din presă anunțau din 2 în 2 săptămâni plecarea mea de la prefectură. Am rămas 9 luni la prefectură și astăzi sunt primarul ales al municipiului Slatina. Îi mulțumesc din suflet echipei mele. Am reușit într-un termen record să consolidez și o spun cu smerenie și cu recunoștință inclusiv pentru foștii președinți ai PNL Slatina care sunt astăzi lângă mine, am reușit să consolidez cea mai puternică echipă pe care Partidul Național Liberal Slatina a avut-o vreodată de la Revoluție încoace. Am 2 președinți de PNL Slatina lângă mine care afirmă același lucru și susțin acest lucru. Le mulțumesc și lor, îi mulțumesc echipei mele. Sunt liberali vechi care s-au întors în echipa PNL Slatina. Sunt liberali care au rezistat cu stoicism într-o perioadă în care PNL Slatina era vândut PSD-ului. Și sunt oameni care au venit lângă mine crezând în mine și crezând în Slatina. Oameni care au venit de pe TikTok, de pe Facebook, de pe stradă, au venit pentru că au crezut că Slatina poate fi și altfel, au știut că Slatina merită să aibă o altă soartă și o altă administrație și au venit lângă mine. Tuturor, tuturor le mulțumesc. Îi mulțumesc în mod deosebit bunului meu prieten, celui mai bun prieten al meu, Marian Vasile, care a fost lângă mine în toată această campanie virulentă, care m-a susținut și mi-a dat din experiența lui și m-a ajutat în toată această campanie. N-aș fi reușit fără această susținere și n-aș fi reușit fără oamenii care au vrut schimbarea. Aș vrea să vorbesc despre fake news-ul sinistru în legătură cu anchetarea mea pentru niște lucruri îngrozitoare. Din păcate, acest fake news a fost preluat și de televiziuni naționale. Nu am fost sunat de nimeni pentru a mi se cere punct de vedere, ceea ce mi se pare trist.
Mă așteptam la slujile din presa locală să facă asta, am fost surprins să constat că nici televiziunile naționale n-au făcut acest lucru. Este un fake news oribil, bazat pe o postare care a fost ștearsă între timp. Poliția nu investighează nimic la adresa mea, ci investighează veridicitatea informațiilor. Orice om care respectă meseria de jurnalist înțelege diferența dintre o anchetă penală la adresa mea sau investigarea veridicității informațiilor. Iar în acest context, faptul că postarea inițială a fost ștearsă ar trebui să spună multe. Cred că slugile din presa locală ar trebui să simtă usturătoarea palmă a acestei lecții. Mă îndoiesc că o vor face. De asemenea, nu am lovit pe nimeni în ziua votului. Am văzut o declarație penibilă de pe un pat de spital. Ulise, dacă aș fi fost, nu aș fi reușit să provoc suferința atât de prost jucată de un om fără caracter. Zmeura de aur ar trebui să o primească pentru cel mai prost rol făcut în această campanie electorală. Ca un miracol însă, în aceeași seară, acel om nu mai avea nici mâna în gips, nu mai avea nicio problemă să folosească mâna și să arate tot felul de gesturi, deși știa că a pierdut. Rămân însă niște întrebări. Ce se întâmplă cu cei care au semnat în fals comunicate de presă de la spital, anunțând că rănile sunt grave? Ce se întâmplă cu doctorii care au semnat fișe neadevărate și voi face plângeri penale pentru că acești corupți, nemernici, trebuie să înțeleagă că dacă până acum Slatina a fost locul de joacă al unor golani, acest lucru a încetat. Voi face plângeri penale atât directoarei spitalului, directorului medical, care au semnat în fals declarații în scopuri politice, în scopul de a-i influența pe alegători. Și vom cere contraexpertize medicale pentru a arăta că nu a existat nici măcar o zgârietură. N-avea cum să existe, nu a existat contact fizic. Asta se va întâmpla în următoarea perioadă de timp, pentru că epoca acestei caracatițe s-a încheiat. Urmează 4 luni până la preluarea mandatului, în care nu voi sta cu mâinile în sân. Voi începe deja întâlnirile cu oameni în cartiere, voi începe să centralizez nevoile locale pe cartiere pe care oamenii le au, astfel încât atunci când intru în primărie să știu exact cum să acționez și ce trebuie să fac, care să fie primele lucruri punctuale, în afară de proiectele mari strategice pentru oraș. Mă aștept ca actuala administrație să aibă o ultimă zvâcnire de corupție și să angajeze plăți, astfel încât să lase bugetul local gol până la venirea mea. Îi somez pe acești corupți să înceteze și îi rog pe oamenii de bună credință din primărie să nu semneze nimic, să nu facă nicio plată și, în afară de plățile curente de întreținere și de salarii, de acum și până la preluarea mandatului de către mine, să nu mai angajeze contracte de niciun fel. Plățile curente și salariile să rămână singurele cheltuieli pe care primăria Slatina să le facă.
slătinenii au decis și au vorbit și au spus ferm că nu au încredere în această administrație, că nu au încredere în felul în care această administrație cheltuie banii și au grăit în majoritate. 50% dintre cei care au ieșit la vot au spus asta. Ceea ce înseamnă că actuala administrație ar trebui să respecte această voință și să nu mai facă absolut nicio cheltuială în afară de plățile curente și salarii. Atât. Îi somez. O să mai rămână cineva în primărie când o să vă preluați mandatul? Mai am o declarație de făcut și apoi luăm întrebări. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc mult de tot. Victoria Partidului Național Liberal la Slatina arată că slătinenii nu mai pot fi păcăliți. Arată că praful în ochi pe care actuala administrație l-a făcut organizând paranghelii 3 zile și 3 nopți cu o săptămână înainte de alegeri, asfaltând cu 2 degete de asfalt cu 2 săptămâni înainte de alegeri, intrând și făcând parcă totul deodată în ultimele 2-3 săptămâni, asta nu i-a păcălit pe slătineni. Slătinenii au înțeles că e nevoie de o administrație care să facă lucruri pentru ei tot timpul, nu doar 3 săptămâni înainte de alegeri. Slătinenii au înțeles că astea toate sunt praf în ochi și au votat în consecință. Și eu și mai mulți membri ai Partidului Național Liberal Slatina am fost supuși unor atacuri virulente, mărșave, în ultima vreme. Am rezistat, am rămas aici și vom rămâne în continuare următorii 4 ani, 8 sau 12. Slătinenii au înțeles, dincolo de minciunile și manipulările slugilor din presă, adevărul. Au înțeles adevărul pe care eu și echipa mea l-am spus în tot acest timp și au votat în consecință. Slatina este a slătinenilor și le mulțumesc din suflet tuturor pentru votul lor de încredere. Vă mulțumesc. Întrebări dacă aveți sau domnul președinte. Vă rog, așteptăm întrebări din partea dumneavoastră. Dacă telefon nu am primit de la nimeni. Este posibil să fie mesaje pe WhatsApp, pe Facebook sau SMS-uri. Am peste 2000 de mesaje la care nu am avut timp să răspund. Urmează să le iau pe fiecare dintre ele în parte, dar nu mă aștept că vreunul dintre candidații mei să mă felicitate. Da, înțeleg, telefonic nu m-a sunat niciunul. Nu știu dacă între cele 1500-2000 de mesaje există vreunul de la contracandidații. Care este cheia într-o majoritate nou cont? Silviu. Vom vedea, așteptăm rezultatele finale. Nu le știu, avem doar niște parțiale. După ce avem rezultatele finale, vom putea vorbi și despre majorități. Eu mă aștept să existe majoritate în Consiliul Local Slatina pentru interesul locuitorilor. Acceptați mai departe și închei cu asta, să dați vreo funcție de vice către posibil partener? Sigur că da, în cazul în care, da, cu siguranță da. În cazul în care nu vom avea majoritate singuri, dar și dacă vom avea majoritate singuri, eu cred că viceprimarul trebuie să fie un om competent și dacă pe lista unor posibili parteneri găsim oameni competenți, chiar dacă avem majoritate în Consiliul Local, eu nu exclu posibilitatea ca unul dintre vici să fie de la alt partid. Mulțumesc mult! Nu de la PSD niciun caz. Cum? Ce mai putem face decât cu aur? Așteptăm. De ce? Că și Alianța Dreapta Unită poate că intră în Consiliu. Poate Davidescu intră în Consiliul Local. Nu știm. Haideți să vedem măsurătorile, haideți să vedem rezultatele finale. Cătălin Davidescu a adus o campanie excepțională din punctul meu de vedere. Poate că el va fi unul dintre consilierii locali, un om cu experiență administrativă foarte mare. Haideți să vedem. Ați vorbit despre Zmeura de Aur. V-a ajutat acest incident, sau cum să-i spunem, v-a ajutat sau Vă mulțumesc că mi-a spus această întrebare. Cu această ocazie aș vrea să vă spun că cei mai buni agenți electorali ai mei au fost slugile din presă,
care au știut exact să mă lovească atunci când nu trebuia, să-mi crească notorietatea atunci când aveam cea mai mare nevoie, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru asta, să-mi crească notorietatea atunci când am avut nevoie, și care atunci când au venit consultanții de la București și le-au spus să nu mai menționeze măcar numele meu și când ei ar fi trebuit să mă lovească, au tăcut. N-au, nici măcar n-au mai menționat numele meu. Ceea ce îmi spune că, pe lângă faptul că sunt sluși, sunt și incompetenți ca jurnaliști. Aș vrea să-i mulțumesc, unul dintre cei mai buni agenți electorale ai mei a fost primarul Emil Moț, care pe lângă faptul că n-a făcut nimic în cei 8 ani de primar, în campanie, în fiecare zi, în discuțiile cu alegătorii, a mers beat. Beat. Oamenii îl vedeau că este beat, puteau simți că duhnea a whisky, și să mergi beat la întâlnirile cu oamenii, cu alegătorii, și dacă îl plăteam, nu putea să facă mai bine. Dincolo de faptul că mergea beat la întâlniri, îi certa pe oameni. Îl felicit pentru felul în care mi-a făcut campanie. Cred că ar fi fost un pic mai greu fără această campanie acerbă pe care el a făcut-o în favoarea mea. Vă veți întoarce... Vă întrebare, sper. Vă veți întoarce până în octombrie pe funcția de prefect? Nu. Până în octombrie avem foarte multe lucruri de făcut în Slatina. Avem întâlniri cu oamenii, avem discuții pentru strategiile pe care le vom face pentru oraș. Așteptările sunt uriașe, înțeleg asta. Și va trebui să muncim enorm ca noi să livrăm și să răspundem acestor așteptări. Și nu va fi timp decât pentru muncă în slujba slătinenilor de acum încolo. Însă, navetistul se va duce la Slătioara, la palatul lui de la Slătioara. Iar eu cred că Mario ar trebui din momentul ăsta să și ia în serios atribuțiunile de primar ales. În cursul săptămânii acesteia vom avea diverse întâlniri la București cu factori de decizie din instituțiile centrale pentru deblocarea anumitor investiții din Slatina care sunt blocate de ani de zile. Vom vedea ce putem face, pentru că lucrurile nu trebuie să trâneze timp de 3 luni de zile. Următoarele 3 luni de zile trebuie să aibă așa activitate consistentă pentru comunitate. Veți menține funcția de administrator public și dacă ați putea să dați simplu nume, vă dați seama ce carte știa ar fi asta? Haideți să ajungem acolo și veți avea cu toții o surpriză. Domnule președinte, pentru dumneavoastră, una pentru domnul primar ales, două întrebări. În ce moment ați luat decizia ca domnul Denețo să fie și prefect și ulterior candidat la primăria Slatina? Pentru că știm foarte bine că ați avut, iată, și a recunoscut mai devreme domnul Denețo. Și am martor aici câțiva oameni, colegi de-ai mei în sală, primăria Slatina a fost câștigată mult mai mult, nu de acum două zile. Eu tot spuneam că primăria este câștigată pentru că simțeam vibe-ul din Slatina și la experiența mea politică mi-am dat seama de mult timp și multora dintre dumneavoastră v-am spus, sunteți aici în sală, v-am spus că primăria e câștigată. Nu știu cât am fost crezut. Domnul Mario Demețu a devenit candidatul nostru cu mult timp înainte de a-și depune candidatura în mod oficial. A fost un proiect la care am lucrat mult timp înainte de începerea campaniei sau pre-campaniei. Domnul Mario Demețu a fost, pot spune, pentru noi, organizația județeană, o mană cerească. A fost cel mai bun candidat pe care puteam să îl dorim. Ca prefect a folosit toate abilitățile de comunicator și a simțit-o dumneavoastră de fiecare dată. Este un foarte bun profesionist, este un om care a trecut prin nenumărate joburi, are o experiență și în administrația centrală și în mediul privat. Deci a avut, putem spune, cel mai bun feedback sau, mai bine zis, cel mai bun background profesional pentru a ocupa această postură, în primul rând, de candidat și acum de primar. Proiectul a fost, bineînțeles, a început mai demult, pentru că nu am luat așa o decizie peste noapte.
Dar probabil când ne vom scrie memoriile, vom spune toate aceste lucruri cum s-au derulat. A fost bine pentru că totul s-a încheiat bine. Și suntem foarte bucuroși pentru acest lucru, în primul rând pentru slătineni, pentru că ceea ce vedem pe stradă, ceea ce trăim, ceas de ceas, clipă de clipă, de acum câteva zile, eu am mai trăit prin 2004 și sunteți câțiva aici în sală care știți despre ce vorbesc. La fel am văzut oameni bucuroși, am văzut oameni care plângeau, dar erau lacrimi de fericire, parcă scăpaseră, nu știu, de ei personal, ei ca entitate fizică, scăpaseră de unecaz. Am văzut oameni pe stradă care se bucurau, am văzut oameni care veneau și îl îmbrățișau cu un zâmbet larg, ceea ce înseamnă că a existat o așteptare în rândul populației din Slatina, la care noi am reușit să răspundem. Domnule deputat, mai am un ascultă, scuze. Care ar fi primele măsuri pe care le veți lua în calitate de primar în funcție? Eu am învățat de la bunul meu prieten, a cărui editură am condus-o timp de 3 ani de zile, Mihail Penescu, că succesul pentru a ține o organizație, a ști să conduci o organizație, este să ții finanțele în mână, să le ții foarte ferm în mână. Primul lucru pe care îl voi face când voi intra în primărie, voi verifica situația financiară, contractele pe care primăria le are, voi solicita un audit independent prin care să vedem care sunt contractele, care este situația de fapt în primărie. Vă promit că o să ne bucurăm, adică nu o să ne bucurăm, că o să fim triști, dar o să aveți acces toți la informațiile pe care le voi afla. Adică va fi... Mă aștept să fie niște lucruri grele, numai din ce știu eu pe canalele neoficiale. Dar de acolo vom pleca. După care va trebui să începem să facem cei 5 metri pentru apă, spitalul, sălile de sport, terenurile de joacă. Ce-am promis, ușor vom începe să facem. Inclusiv CAO, le spun domnilor de la CAO să se pregătească pentru un audit extrem de atent. Extrem. Domnule deputat, știu, în calitate de președinte al organizației OLP, vă luați în calcul să stați la masă cu președintele organizației de la PSD OLP, ținând seama că este vorba și de președintele Consiliului Județean, pentru a menține pârghiile de lucru între autoritatea locală de la Slatina și Consiliul Județean OLP? Domnule Drobanțu, noi suntem aleși de cetățeni pentru a ne exercita mandatul în folosul comunității. Și asta fi în folosul comunităților pe care unii dintre noi le conduc, bineînțeles, efemer. Un om politic responsabil este acela care înțelege acest lucru. Ca atare, eu nu exclud nicio discuție cu nicio autoritate locală în beneficiul cetățenilor. Mulțumesc mult și se leagă oarecum de asta și închei, este chiar ultima. Cum interpretați posibilitatea existenței listelor comune pentru parlamentare între PSD și PNL? La data de astăzi. Eu nu cred că vor fi liste comune și cred că ar fi o eroare să se întâmple acest lucru, pentru că în politică s-a demonstrat că 1+1 de multe ori nu fac 2. S-ar putea să facă chiar 1,5, dacă nu 1. Eu cred că cele două partide au un electorat diferit și cred că ar trebui să își maximizeze șansele și să candideze pe liste separate. Este doar o părere personală. Am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Strict o părere personală. Cu siguranță decizia aparține celor conducerilor, celor două partide. O vom valida dacă va fi luată în cadrul forurilor de conducere, dar până atunci, din punct de vedere strict personal, cred că pentru maximizarea șanselor ar trebui ca cele două partide să aibă liste separate. În ceea ce privește județul Olt, pe noi cred că ne-ar dezavantaja dacă am fi pe liste comune în județul Olt. Eu cred că maximizarea
șanselor noastre, ajută filiala județeană a PNL. Din cartea aia pe care o veți scrie peste un timp, ce credeți că l-a împins pe domnul președinte al PSD, prim-ministru Marcel Ciolacu, să valideze cu foarte multă vreme în urmă mandatul de prefect al domnului primar Marcel Ciolacu? Există o negociere, postul de prefect era al Partidului Național Liberal, la solicitarea conducerii centrale a Partidului Național Liberal, domnul Demețu a fost nominalizat pentru funcția de prefect, iar domnul premier a făcut ceea ce a făcut în toate celelalte 40 de județe ale României și a respectat un angorin politic. Un răspuns de consul, așa, de la ministrul extern. Câte primării aveți câștigate până la ora aceasta? Am intrat cu 7 primării în bătălia electorală, în momentul ăsta avem 14 primării. Pentru mine, o întrebare pe care îmi pusese deja Elena. Va pleca cineva din primării? Cei care sunt angajați pe criterii exclusiv politice, cei care nu performează, cei care căpușează, cei care doar împing aerul dintr-un birou în altul, le recomand să plece până ajung eu. Oamenii onești, muncitori, cei care au ținut în spate primăria și instituțiile legate direct de primărie, nu doar că vor rămâne, vor fi recompensați. Ei vor fi pionii principali în încercarea mea de a face o strategie coerentă pentru oraș și experiența lor în relația cu primăria Slatina va fi valorificată la maxim. Pilele, șmecherii, golanii vor pleca. Este inacceptabil, de exemplu, ca fostul șofer al lui Emil Moț să fie cel care pune semafoarele în Slatina. Poate dumneavoastră credeți că e o incidență, eu nu cred. Uitați-vă în toate orașele europene, în toate orașele civilizate din România, noi încercăm să îngropăm cablurile sub pământ, să putem să privim cerul. În Slatina, noi tragem cabluri din cabluri peste cabluri ca să punem pe 100 de metri 4 semafoare. Doamne, să ajungă la toată lumea. 4 semafoare în 100 de metri? Serios, nu întreb. E cineva care n-a înjurat în ultima lună de zile în municipiul Slatina? Este cineva care conduce și n-a înjurat mergând de la poștă până la cec și fiind nevoit să stea la 4 semafoare? Semafoare inteligente mă ajută cineva să le văd cum, că nu sunt sincronizate, doar creează cozi, doar creează ambuteiaje. Rolul semafoarelor este de a fluidiza traficul. În Slatina se întâmplă altfel. Deci, aceste coincidențe se vor opri. Se vor termina. Proiectul de suflet al noastră, care va fi în următorii 4 ani? Adică ce vă doriți în mod explicit? Ce vă doriți în cetățeni? Sunt copiii și tinerii municipiului Slatina, sunt cei pe care îi iubesc cel mai mult și pentru care voi face totul. Eu știu, nu cred, știu că sunt primarul municipiului Slatina datorită lor, datorită speranței pe care ei și-au pus-o în mine și faptului că ei și-au convins părinții, cei care nu aveau drept de vot, și știu asta pentru că ei m-au oprit pe stradă să-mi spună, și iubesc toți slătinenii, dar pe tinerii și pe copiii municipiului Slatina, pentru ei voi face tot ceea ce am promis la literă. Am avut un tânăr care a mers cu mine, m-a însoțit pe Bulevardul Aicuza într-una dintre acțiunile de campanie și care, mergând lângă mine, mi-a zis: vă rog din suflet să nu ne dezamăgiți. Avea 18 ani. Am dat mâna cu el și i-am spus: nu doar că nu mă voi dezamăgi, voi face dincolo de așteptările voastre. Dar vă dați seama că dacă nu-i veți dezamăgi pe cei care acum au 14 ani, în următorul mandat veți fi votat în mare majoritate de ei, pentru că nu întâmplător am văzut că nu ați fost votați doar de tine, că de fapt colegii, vecinii, pardon, le era teamă că vor ieși oamenii la vot, tinerii care de fapt mizau pe faptul că nu vor ieși la vot, faptul că v-au votat mult, am văzut
mulți au fost care vă votau, cei din bazinul celălalt. Știu. Adică pentru că cei pe care ei credeau că sunt în... Știu, am să vă spun de ce. Am spus că toate... Eu am spus în campanie electorală, în discuțiile cu oamenii, că eu nu fac promisiuni oamenilor. Pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni. Și eu am făcut angajamente în relația mea cu Slătinienii. Toate au fost angajamente, mai puțin un singur. În fiecare discuție pe care am avut-o cu oamenii, le-am spus așa. Jurământul meu cu Slatina este că luăm cimitirul înapoi. Mafioții de la cimitir să știe, vor pleca. Indiferent ce înseamnă asta, indiferent care e lupta pe care trebuie să o duc, le spun acum, public, prin intermediul dumneavoastră și vă mulțumesc, ceea ce le-am transmis în zeci de mesaje în această campanie electorală. Mafioții de la cimitir vor pleca. Nu este normal ca un municipiu reședință de județ să nu aibă cimitir public. Nu este normal ca un fost pușcăriaș pentru delapidare să ne umilească, să ne jecmănească în cele mai dureroase momente ale noastre. Și acești mafioți vor pleca. Acesta este jurământul meu cu slătinenii și îl voi respecta. E posibil să vă orientați și spre piețe, să le preia primăria înapoi? Este o problemă și la piețe. Piețele și cimitirul vor se vor întoarce la primărie. Știți care este... Știți că... Se vor întoarce la primărie. Ne puteți da numele viceprimarului? Nu va fi în niciun caz Robert Constantin. În niciun caz nu va fi Robert Constantin. El nici nu are cum să fie consilier local pentru că e pe locul 20. A fost o altă manipulare și minciună ordinară pe care cei de la PSD au aruncat-o sperând că oamenii o vor crede. Oamenii n-au crezut. Dar pe acest segment al tinerilor, ce procent ați avut? N-am avut vreme să mă uit la cifre. Au fost două zile atât de intense, cu 40 de ore de nesomn și nu am avut vreme să mă uit la cifre în detaliu, să fac o analiză. Voi face această analiză și... Vă pot spune că foarte mulți tineri născuți în Slatina, care sunt plecați la studii sau au joburi în alte orașe din această țară, s-au organizat pentru că fiul meu, știu cum s-au organizat, a venit cu încă patru colegi în mașină, au votat și s-au întors la București. Adică s-au organizat tinerii așa de bine încât au venit acasă, au sunat acasă cei din diaspora și probabil ați văzut foarte mulți dintre dumneavoastră live-urile pe care le-au făcut cu slătineni din diaspora, bucurându-se de această victorie. E clar că a existat o așteptare atât de mare și o implicare a comunității în toate aceste alegeri și se vede în urma acestor rezultate. Iar tinerii au avut un cuvânt greu de spus, exact așa cum zice domnul primar ales. Pe ultima 100 de metri s-a anunțat un proiect, e drept, a fost aprobat o hotărâre de guvern, indicatorii tehnici economici. Cât era realizabil proiectul ăsta din jur? Eu cred că este realizabil. Eu cred că putem face, putem demara construcția. Va trebui să... Eu am avut o discuție cu domnul ministru al dezvoltării, în care dumneavoastră m-a asigurat că va face totul să accelereze acest proiect al stadionului. Suntem singurul municipiu din sud care nu are un stadion sau nu are o sală polivalentă. M-a asigurat că va accelera. Atât mai mult că sunt două. Da. Am văzut că slugile din presă au anunțat deja că proiectul de hotărâre a fost dat. Hotărârea de guvern pentru construirea stadionului a fost dat. Să ne arate și mie cineva, că eu n-am văzut în proiectul de hotărâre. Păi și e deblocat sau nu este? Întrebați-l pe primarul în funcție. Eu vă spun că voi face tot ceea ce pot să accelerez în promisiunea pe care o am de la domnul ministru al dezvoltării, să accelerez construirea stadionului, iar eu cred că vom avea stadion la finalul primului meu mandat. Ca să știți că o hotărâre de guvern este un act administrativ care există. O hotărâre de guvern, peste o hotărâre de guvern nu poți să treci. A fost emisă această hotărâre de guvern cu indicatorii tehnico-economici, păi trebuie urmați pașii în continuare. Este, putem spune, un angajament al Guvernului României, al premierului în funcție. Nu cred că un premier în funcție dă o altă hotărâre de guvern care anulează hotărârea precedentă în ceea ce privește o investiție din România. Nu cred.
Dar ce înseamnă această hotărâre de guvern? Înseamnă că există un proiect... Înseamnă că se, se deblochează lucrurile și în momentul ăsta se pot demara procedurile de studiu de fezabilitate, de proiectare, de execuție, de licitație și așa mai departe. Asta înseamnă. Noi suntem de acord cu asta și urmează să poți... Fără această hotărâre de guvern nu exista posibilitatea să urmeze acești pași necesari în, în derularea investiției. Încă o întrebare scurtă, dacă vreau. Vă rog, doamnă. Sper că ai ultima, da? Da, mulțumesc. În anul 2003 mergeam ca și jurnalist la primărie, unde participam, desigur, din poziția de jurnalist, la niște audiențe la care veneau oamenii slătinenii să-și pună problemele pe care le aveau. Nu s-a mai întâmplat de atunci. Domnul primar ales va relua aceste întâlniri cu slătinenii, adică nu doar pe stradă să discute cu aceștia, ci și la instituția pentru care v-au votat. Sigur că da. Oamenii au nevoie să fie ascultați, iar cei care vor avea probleme mai specifice și vor vrea să vină la audiență la mine cu siguranță, așa cum la prefectură eu aveam de între 8 și 10 ori mai mulți oameni la audiență decât aveau subprefecții. Sunt convins că oamenii vor veni în număr foarte mare pentru că sunt foarte mulți oameni care de 8 ani de zile n-au fost ascultați de nimeni. Eu am zis 8 și vor veni, iar eu voi avea și audiențe formale în care cei cu probleme foarte specifice vor veni să vorbească cu mine, dar voi continua întâlnirile pe cartiere pentru a rezolva problemele de cartier, de zonă. Promisiunea cu apa mai valabilă? Sigur că da, bineînțeles, este, va fi pe lista de priorități în frunte. Mulțumim! Mulțumim mult de tot!